Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să cumpărăm un skin super șmecher care se recomandă ție să-l cumperi pentru că o să devină legendar. Asta au zis bine, o să coste 300 de gemuri, la momentul actual poți să-l iei chiar și cu blinguri. Ceea ce mi se pare super, super șmecher. Așa că apăsați și pe butonul ăsta de like ca să zice cât mai multe înainte să începem episodul. Și nu uitați că la 7000 de abonați o să facem un giveaway cu un Brawl Pass Plus, așa că dai și pe butonul ăla de subscribe. Ok, haideți să vă prezint skinul despre care vorbesc și o să vă spun de ce o să devină. O să vă las pe ecran exact de ce o să devină legendar și cam tot ce se întâmplă. Și să vă explic câteva chestii ce o să se întâmple în noul update care va veni foarte, foarte curând. Protocolul este mâine, cred că o să face și noi o reacție pe canal, nu sunt sigur. Dar depinde cât de mișto e, că dacă nu e mișto nu reacționăm, știi ce zic? Ok, deci, skinul despre care vorbesc este un skin pe Amber, adică Frost Queen Amber. Acest skin o să devină 300 de gemuri și o să te întrebi, mă da, Adi, cum de știi tu chestia asta? E bine, cei de la Brawl Stars au spus chestia asta la ei pe comunitate pe YouTube, cred că și pe Instagram, pe mai multe rețele de socializare. O să las și o poză pe ecran chiar în acest moment, dar ce este important este că acest skin o să devină doar cu gemuri, o să devină 300 de gemuri și că o să primească ceva rework, nu știu, o să primi niște pinuri, niște chestii, deci nu știu, o să vedem cum o să, care o să fie faza cu skinul. Așa că o să cumpărăm și noi. Update-ul va consta în niște chestii cu monștri, o să vă las poze pe ecran la editat, cu monștri, skinul ăsta un rework, nu știu de ce primește skinul ăsta rework, habar nu am. Sper să arate bine skin-ul pentru că dacă nu dau 5.000 de blinguri degeaba, dar oricum n-am ce face cu blingurile, deci I guess, why not? O să vreau să și o maxez pe Amber, dar asta după Brawl Talk, pentru că dacă cumva se ivește ca Amber să primească nerf-uri, nu o să o mai maxez. Dar în cazul care primește buff-uri sau chiar un hypercharge, clar o să vreau să o maxez dacă tot îmi cumpăr și skin. L-am maxat și pe Bo, doar mai trebuie gear-urile care o să le fac super, super ușor, deci cam, cred că weekendul ăsta clar fac rost de gear-urile pe Bo. Deci o să l-am și pe Bo maxat, deci încep să am mulți brawler maxați. Iar după aceea nu o să mai maxez niciun brawler momentan, o să aștept să o maxez pe Amber dacă o să fie cazul. Bun, haideți să nu mai vorbesc atât de mult, haideți să cumpărăm acest skin Frost Queen Amber. Era să apăs cu gemuri, am dat confirm purchase, iau tot să o învârte tată, aia zic, foarte frumos skinul. Am primit și acest pin, dar cred că o să mai primească un pin Amber, deci da, super frumos skinul. Dar nu am nimic pe Amber, am doar skinul ăsta random. Ok, deci pare că te râzi cu mine. Haideți să dăm și noi un match dacă tot. Ok, cu Amber avem și El Dragon V2-ul, dar nu o să pară ceva pentru că am două skinuri pe prim. Hai să dăm un match la Basketball cu noul meu skin pe Amber. Și da, v-am zis, este ultima voastră șansă să mai cumpărați skinul ăsta. Skinul e chiar și frumos, mai ales dacă vreți să-și vă jucați, să vă apucați să vă jucați Amber. Sau dacă o aveți pe Amber deja maxată, clar merită skinul foarte, foarte mult. Deci da, este un mega, mega win să cumperi acest skin la momentul actual, în special cu blinguri, cum am făcut-o eu. Și dacă dai gemuri merită, pentru că îți vine 300 de gemuri, dar oricum până la urmă dacă dai blinguri, e și mai profitabil, că blingurile le faci gratuit jucându-te. Adică despre ce vorbim. Ok. Hai să luăm mingea, eu pasăm. Lup. Prank, dar ce să facă prank, e aproape mort. Hai să joace el primul al meu, ceva. O, ce gol frumos de la domnul El Primo. Fuego. Poate spaniolă, spaniol. Mamă, ce-i prăjesc pe ai mei, băi, îngheț, că e semn de gheață. Na, ce să fac, brodere, care are puțină viață. Nici n-a level pe aia și nici brawler nu cred că are oricum viață multă. Fuego! Bă, ne-a dat ăla gol, ești nebun să tot dădea bounce. N-are nimic. Bă, nu cred. Nu cred, bro. Că-mi dă la ultima ta și după aia vine ăsta. Bă, și n-apuc să dau gol. Bă, ce mă fie.
Fuego! Ah, nu l-am prins pe ăla. Mort. Am zis bine, dar nu l-am echipat, ești nebun. Ce face mă, l-aș dă gol singur. A, bă, nu, era cu echipierul nostru, lol? Sau nu era cu echipierul? Adam era cu echipierul, nu știu ce am, aveam impresia că își dădea la gol singur, lol. Ok. Da, cam troll gen. Bă, eu nu știu ce să mai zic pe bros acesta. Mai avem un pic și lompă și pe Lu. Da, eu zic că e destul de șmecher. Mai și pe Dou, Sandy, Mega aici. Da, mai am brawler care vreau să iau. Deci da, v-am zis, la 7000 de abonați o să facem giveaway cu un Brawl Pass Plus. Și o să-mi cumpăr și eu Brawl Pass-ul viitor, nu ăsta. Dar Brawl Pass-ul viitor îl cumpăr în 12 zile. Nu cred că vine update-ul în 12 zile, cred că update-ul vine mai devreme, cred. Ar trebui cel puțin, că dacă vine Broto cu mâine, doar nu o să ne țină 11 zile până vine update-ul. Sperăm că nu. Că nu prea mai ce face pe joc, brodere, nu mai avem ce să mai jucă, ce să mă joc ranked. Adică vreau și eu... Nu vreau neapărat un brawler nou, adică nu cer un brawler nou, dar vreau... și o update nou, cu Brawl Pass nou, cu tot ce trebuie. Ia să ne schimbi și tu pe aici, bă, da, am luat și skin-ul ăsta pe Crow. Unde e, mă, Crow? Hai să jucăm și cu skin-ul ăsta, că tot l-am cumpărat, cause why not. Am luat skin-ul ăsta pe Crow, din statul legendar, nu mai știu de unde. Destul de mișto skin-ul. Nu știu dacă l-am arătat pe clip. Bun. Da, parcă l-am arătat. Foarte fain skin-ul. Cred că îmi place mai mult decât ăla al meu, Mecha, sincer. Bine, ăla Mecha mi-e mișto, doar că m-am jucat eu prea mult cu el, că l-am de mai mult de un an de zile. Și nu prea mai place. Bă, ce a dat slow ăla, nu cred. Gabriel. Gabriel Scovici. Looking at me? Mă, ne dai tu gol. Erișorul. Hai, dă-i. Bravo, mă. Aia zic, forță. N-am apucat să-l omor pe ăla. Am și mingea mână. Aia, n-are nimic. Se bate pe Gabriel Scovici. Aproape a murit, ești nemul. O, s-a bucuit animația, voi vedeți cum merge Crow. LOL. Ce bă animația asta de mers. Ce mă. Nu cred, s-a bucuit animația pe ce am sărit, lol. Da, cam troll, dacă mă întreb pe mine. Bun. Asta a fost episodul, dacă v-a plăcut, like și subscribe și nu uitați să vă cumpărați skin-ul dacă vă doriți, desigur, dar eu zic că merită foarte mult. Eu am fost Aidoica, toate cele bune, hai cu subscribe-ul, da!